Ziua bună și bine ați venit la un nou clip. Acum plec de acasă, merge către camion. Merg către camion și voi începe o nouă săptămână de lucru. Astăzi voi conduce numai vreo 2 ore plus minus. Voi ajunge la locul unde va trebui să descarc și acolo voi efectua un repaus până mâine a doua zi, după care voi descărca și am să aștept să primesc o nouă cursă. Până ajung la camion, va trebui să intru și pentru un magazin. Să mă uit după o măsuță pentru acasă. Sunt 13 grade călduți, destul de călduți, azi am ieșit un pic la plimbare așa, chiar a fost super bine. Având în vedere că suntem în luna decembrie, eu zic că e ok. Sper să mai fie cât de cât lumină, să mai filmeați ceva. Ne revedem. Țineți aproape. O, fraților, uitați ce am aici, o nouă jucărie. Cu care vom face o scurtă plimbare. Este vorba despre un Scania S650. O superbitate de camion, o Zeneu. Plin de luminițe. Este camionul lui My Boss, care voi face o scurtă plimbare până aproape de Girona. După cum vedeți, și cred că se vede, sunt cu prelată. Deci nu mai am cisterna mea, dar o voi lua de îndată ce mă
întorc. Foarte fain, chiar îmi place. Sunt gol, din câte știu, nici nu m-am uitat în remorcă, da. Așa mi s-a zis că e goală. Și dăm să meargă. Are aici o tabletă mult mai mare ca a mea. Am activat pilotul. Și dăm la viteza de croazieră. Arată și consumul instant, acum ar fi 64. Ceea ce e un pic cam mult, bine că e și un pic de urcare, dar e gol. Deci, un pic mult. Dar o să scadă el, văd că scade. Scade vertiginos. E frumos, chiar îmi place. Nu știu cât se vede acum noaptea. Mă scuzați. Are și senzor de ăla de... Hai. E, fain. Aș vrea să merg cu el încărcat să-l văd cât de... puternic e. Să-l simt, să-l văd cum trage. E fain și mi se pare că e un pic mai mare așa ca am eu, nu știu, îl văd, așa-l simt, un pic mai mare, mai lat. Da. E fain. Un pic, stai liniștit. Merge super, mult mai silențios ca a meu. E și mult mai nou. După cum vedeți, foarte bine întreținut, foarte bine luminat. Super. Da, dragilor, merg să-l duc camionul ăsta până la Girona, în zona de Girona, apoi mai voi întoarce cu o mașină mică, după care îmi voi lua camionul meu
merge în treaba mea la descărcare pentru mâine dimineață. Arată foarte multe informații pe ecranul ăsta aici, în bord. Arată și tonele încărcate, arată și că are 16,7 tone. Arată și ceva de condus. Spune că mai am 4 ore 22 de condus până la următoarea pauză. Deci ceva informații arată, plus consumuri și treburi. Aș vrea să văd ora, dar nu văd unde arată ora. Cât este ora? Nu văd. Ora am văzut pe tabletă. Era totuși ok, dacă era ziua, cred că se vedea acum mult mai bine. Da, dragilor, da, dragilor. Nu. Cam atât să zic, că nu știu ce să mai filmez. Dacă doriți o prezentare a acestui camion mai detaliată, lăsați-mi în comentariu și poate voi face. Acum nu am, sincer, timp să stau să-l filmez, să-l prezint. No, dragilor, eu vă doresc toate cele bune. Vă mulțumesc că urmăriți clipurile și vă spun la revedere. Ne vedem pe data viitoare.